Teama de a nu greși. Șerban este în clasa 1. E foarte mândru de lucrul acesta. Primul școlar din blocul lui e tocmai el, Șerban. La școală îi place, dar azi e supărat. Păi să vezi, azi la ora de scriere, Ștefana, colega mea de bancă, m-a lovit cu cotul și am greșit o literă. Uf, ce necaz! Tocmai când scriasem așa de frumos, ce să fac? Am luat repede radiera și m-am apucat de șters. Vai, ștersătura s-a întins și la literele următoare. Parcă era o pădure în flăcări. Era așa de urâtă foaia cu ștersătură că îmi venea să plâng. Of, și ce păcat că Ștefana n-are codițe. Ar merita măcar o dată să o fi tras. Dar ce să-i fac? Scot din penar lama, poate reușesc ceva. Dau să rad când... Ce faci? Se auzi un glas. Acum vrei să mă tai? De șters nu ai putut să ștergi. Și acum, dacă rup foaia? Se poate. Și ștersătura se supără ducându-se în vecini. Și uite așa, din cuvânt în cuvânt, ștersătura se întinse, iar în clasă se auzi doar plânsul meu. Ce s-a întâmplat, Șerban? Întreabă doamna învățătoare. Ochii mei, plini de lacrimi, îi arată ștersătura. Doamna învățătoare zâmbi. Află vinovații, cotul, radiera, lama, iar pe Șerban, după ce-l puse să-și întoarcă foaia și îl învață că altă dată să închidă greșeala într-o paranteză, îl mai rugă să scrie încă o dată totul cu grijă și atenție. Acum e pace, iar ochii lui Șerban au sclipiri jucăușe. Ce păcat că, totuși, Ștefana nu are codițe! Poveste terapeutică de Maria Dorina Pasca.